Bună ziua! În ultimul meu videoclip v-am spus că am dat mai multe comenzi cu goblenuri pentru începători. Aceasta este a doua comandă pe care eu am primit-o și este o comandă care conține numai goblenuri. Aceste kituri sunt de la firma Hudemas. Eu știam atunci când am achiziționat anumite goblenuri că scria pe instrucțiunile de la această firmă că au mai multe tipuri de pânză și eu am fost curioasă să-mi achiziționez și alte tipuri de pânză în ideea de a le testa și a vedea care este diferența și dacă este vreun tip de pânză pe care probabil mi-aș dori să-l mai încerc și pe viitor și poate să-mi iau și alte modele mai mari. Dar până nu testez, n-am de unde să știu. Și am zis să profit de ocazie, dacă tot iau kituri pentru începători, să-mi achiziționez niște modele micuțe, să pot să testez și eu mai ușor pânza și în același timp să vă arăt și vouă aceste tipuri de pânză și să puteți să învățați din aceste modele și kituri cum se coase și să știți pe viitor la ce să vă așteptați când veți dori să vă achiziționați anumite kituri. În fiecare kit avem instrucțiunile, avem diagramele cu punctul de goblen și modul în care acesta se coase și bineînțeles ni se oferă niște explicații la fiecare și întâlnim și aceste tipuri de pânză unde ni se spune foarte clar fiecare tip, câte puncte pe centimetru are și cu câte fire se coase. Deci aceste lucruri sunt extrem de utile. Și în kit avem, pe lângă pânza cu model imprimat, avem și ața și, bineînțeles, aceste instrucțiuni. Niciunul dintre kituri la asemenea modele nu conțin ac, deci va trebui să ne cumpărăm acul de coasere separat. Acesta este un alt model și după cum se observă, la acest model avem doar două culori. La fiecare kit avem și o paletă de culori și știm în felul acesta numărul de culori și bineînțeles și culoarea pe care o vom regăsi pe pânză. De asemenea, mai avem și aceste cifre care ne spune care este dimensiunea goblenului, cât de mare este acest goblen. Aici avem 15 pe 20 de centimetri la ambele. Acesta având două culori, vă dați seama că se va coase mult mai rapid, deci este chiar un lucru foarte bun. Aceasta este o pânză cu deja cu mai multe culori. Vedem că avem aici 15 culori. Imaginea este cu niște floricele, și anume flori de orhidee. Având mai multe culori, deja ne dăm seama că și gradul de dificultate este puțin mai mare, pentru că va trebui să fim mai atenți atunci când coasem fiecare culoare în parte. Ca dimensiune avem 16 pe 16 cm, la fel nu este foarte mare. Acesta este un model cu încă o imagine din desene de animate pentru copii, Mica Sirenă. La fel, un model micuț, drăgălaș, haios. Nu avem foarte multe detalii, pentru că atunci când modelele sunt cu culori mai mici, noi nu avem chiar foarte multe detalii de redat. Deci clar că este un avantaj pentru că vom vedea mult mai clar fiecare culoare și vom coase mult mai rapid. Și într-un timp mai scurt și vom coase și corect. Și la fel avem instrucțiunile, ața. Ia uite ce avem aici. Super! Când am dat comanda, am fost sunată să confirm comanda mea și am fost întrebată
de ce am comandat tipuri diferite de pânză. Doamna m-a întrebat în ideea în care s-a gândit probabil că am greșit sau ceva și am explicat că vreau să le testez. Și ce bine că mi-a trimis acest mostrar. Super! Minunat! A, păi așa da, îmi dau seama mult mai bine de fiecare tip de pânză. Da, și voi putea mult mai ușor să le deosebesc, pentru că din câte observ eu pe kit, nu scrie ce tip de pânză este. Nu văd să fie menționat pe nicăieri. Ce observ din instrucțiuni este că aici pe instrucțiunile de coasere a punctului scrie în figura 1 tip de pânză A, C, D și F. Aha, da, și tipul B și E este diferit pentru că văd că și pânza este diferită. Ia să vedem. Da. Deci vedeți pe mostrar, menționează aici că este pânză de tip E și pânză de tip B, este o țesătură cu fir dublu. Se observă că față de celelalte tipuri de pânză, aceste două tipuri de pânză au fir dublu, atât pe verticală cât și pe orizontală. Și am observat aceste tipuri de fire și de țesătură și la celelalte kituri pe care deja vi le-am prezentat, care sunt cu pânza foarte, foarte rară, au niște ochiuri foarte mari, mult mai rare și mai mari decât acestea. Și chiar este foarte bine, cu cât există mai multe diversitate între kituri, cu atât voi învăța mai multe lucruri și vă pot arăta mai multe lucruri, deci chiar este minunat. Mulțumesc foarte mult celor de la Hudemask, mi-au dat acest mostrar, îmi va fi extrem de util, clar, și pe viitor voi ști mult mai bine ce să îmi aleg. Fiecare tip de pânză ne indică și câte ochiuri avem pe centimetru. Eu până acum am cusut foarte mult tipul de pânză A, care are 9 ochiuri pe centimetru și se coase cu 2 fire din cele 6. Iar celelalte tip F, așa tip, zice, avem 8 ochiuri pe centimetru și coasem cu 3 fire. Tip D avem 7 ochiuri pe centimetru și coasem cu 4 fire sau firul întreg. Tip C avem 6 ochiuri pe centimetru și coasem cu firul de muline întreg. Iar la aceste două tipuri de pânză cu firul dublu se coase cu firul de muline întreg. Sau la acesta cu E ne spune că se coase și cu 4 fire sau firul întreg, pentru că este puțin mai deasă, are ochiurile puțin mai mici. Da, foarte, foarte bine. Trebuia să scos și eu de aici din... Ce bine. Cred că se vând mai bine așa, nu mai bate lumina. Interesant, chiar foarte, foarte utile aceste mostre de pânză. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Le lăsăm deoparte. A, așa, nu? Acest kit este diferit pentru că este un kit cu diagramă. Mai am astfel de kituri de la această firmă. Avem ațele pe aceste cartele unde regăsim și simbolurile pe care le avem pe planșele cu diagramă. Avem pânza caroiată, avem și ac. Este un ac mai finuț așa, pentru că și găurelele sunt mult mai mici. Și acest tip de pânză este tot tip de pânză A. Singura diferență la pânza caroiată și la pânza modelelor cu diagramă este că avem 10 puncte pe centimetru. Aceasta ar fi diferența. Și caroiajul este chiar din 10 în 10 puncte. Și aici mai am eu niște ace pe care le-am comandat și le-am cumpărat. Le-am cumpărat în ideea în care am considerat util faptul că am mai multe pânze de diferite dimensiuni
m-am gândit eu că voi avea nevoie și de ace potrivite pentru fiecare tip de pânză. Și în ideea în care știam că aceste kituri nu au ac, mi-am zis să-mi iau ace diferite. Și vedeți că sunt unele mai micuțe, altele sunt mult mai mari, mai groase și avem aici și numerele fiecărui ac. Și bineînțeles că sunt special create pentru cusut goblen, pentru că au urechea acului foarte mare, foarte largă, chiar și acestea mai micuțe tot au urechea foarte largă, iar vârful este bond să nu ne înțepăm în ele în timp ce coasem și să putem să trecem mult mai ușor prin pânză. Bun, acestea sunt kiturile. Toate sunt modele micuțe. Mă repet, acesta, de exemplu, are 10 culori și are 12 pe 12 cm. Deci, din nou, nici acesta nu este mare, chiar dacă este un model cu diagramă. Acesta l-am luat în ideea în care știu că trece timpul foarte rapid și când vor veni sărbătorile m-am gândit că ar fi bine să avem și un kit care să fie potrivit cu sărbătorile de iarnă. Pe lângă aceste kituri, m-am gândit eu să mai achiziționez un suport pentru gherghef, pentru că ce am eu deja, săracul suport nu mai face față pentru că am prea multe goblenuri acum și am zis că e bine să mai achiziționez un suport. Și am găsit un suport care avea la set și un gherghef. La fel, nu strică un gherghef în plus. Întotdeauna avem nevoie de multe produse. Acest suport se poate achiziționa și separat, deci puteți să-l luați și separat. Eu am preferat să-l iau la set cu acest gherghef care nu este foarte mare. O să mă uit exact, are, zice că are lățimea de, cred că de 30, da, 30 pe 30, dacă rețin-o bine. Componentele sunt din lemn. Acestea vor trebui asamblate. Vedem aici că avem și dimensiunea 30 pe 30 de centimetri. Din ce am observat eu pe site-ul celor de la Hudemas, am văzut că ei au aici fiecare gherghef cu un număr. HR5. Acest tip este cel mai micuț din ce... Bine, eu mai am unul și mai mic, de 25 pe 30, deci au și mai mici. Aceste 30 pe 30. Aici avem instrucțiunile de utilizare a gherghefului, care este reglabil, bineînțeles. Este compus din 8 piese. Avem niște piulițe din plastic pe care le vom folosi ca să strângem. Aici vedem că fiecare bară de lemn are niște găuri. Deci noi vom putea să prindem barele acestea în fiecare gaură și în funcție de dimensiunea goblenului, dacă este mai mare sau mai mic, noi putem să le apropiem. Deci avem două posibilități, să fie mai depărtate sau mai apropiate și le mutăm aici. Iar aici gaura din mijloc este să fie îmbinat în suport acest gherghef. Ne și arată în instrucțiuni cum putem să le prindem, deci este foarte ușor de utilizat. Ah, și uitați aici că avem aceste dimensiuni care sunt în centimetri și fiecare dimensiune are un cod. Da, e mult mai ușor de regăsit. Iar pe aceste bare cilindrice, noi când coasem pânza de goblen, vom putea după aceea să rulăm. Rulăm pânza în funcție de dimensiunea acesteia. Depinde ce dimensiune
avem. Și o putem rula și strânge. Eu deja v-am arătat cum montez pe gherghef pânza și chiar pânza de goblen cu model imprimat. Și puteți să urmăriți. Suportul are aceste piciorușe. Este destul de înalt din ce văd eu. Nu părea chiar atât de înalt pe ce am văzut eu pe site, așa, pe în poze, dar chiar mă bucur că este mai înalt. Avem acești fluturași pentru a prinde, a strânge aici sau a slăbi în funcție de cum ce avem nevoie. Și aceste piciorușe vor sta în funcție de cum le reglăm noi. Avem și aceste șurubele. Componente tot din lemn sunt, de îmbinare. Și bineînțeles avem și instrucțiunile. Ne arată cum putem să asamblăm acest suport. Și bineînțeles cum putem la urmă să prindem fiecare componentă de gherghef. Iar aici ne exemplifică cu ce să începem. Cu partea stângă, zice, figura întâi. Figura întâi, adică partea aceasta, unde introducem șurubul, acest șurubel de, adică acestea. Introducem în orificiul din gherghef, prin interior, urmând să treacă în această ordine prin șaiba de lemn, adică aceasta, suportul, care a fost numit cu SL, așa, acesta, de aceasta, după aceea șaiba metalică, C la final. La final strângem cu piuliță fluturile azi, fixăm bine până când pătratul din capătul șurubului se încastrează complet în gherghef. Și repetăm operațiunea. Și bineînțeles, la final trebuie să arate așa. Eu am speranță să meargă la un suport pe care eu l-am și e puțin mai mare. Are dimensiunea de 24x45. Și la suportul pe care eu l-am, am văzut că atunci când cos nu prea ține foarte bine pentru că se înclină. Și sper că acest suport să mă ajute și la acel gherghef. Bineînțeles că la acesta de 30x30 va fi foarte bine. Și bineînțeles, când voi coase, voi putea să cos nu doar pe un scaun, ci în principal pe o canapea sau când stau în pat, pentru că mi este mult mai ușor să cos așa. A fost puțin dificil până mi-am dat seama exact cum să îmbin aceste părți. Zic dificil în ideea în care eu am crezut inițial că aceste bare sunt cele care vor fi în sus, dar nu, de acestea se va sprijini ghergheful. Și așa că am prins aici corect de aceste bare mai mici, bara aceasta mai mică. Și nu-mi dădeam seama exact cum să prind acest șurubel, pentru că el vine puțin cam fix aici. Deci instrucțiunile spun că trebuie să introduc acest șurubel prima dată. Pe urmă
pun acest, această șaibă de lemn. Așa. Partea aceasta unde avem bucățele acestea de pâslă vor fi pe masă. Și eu voi prinde aici în capăt, unde am această gaură de binare. Pun șurubul. Și aici m-am încurcat puțin, că vedeți, șurubul aici este puțin depărtat. Nu intră foarte bine în gaură și nu știam ce nu se potrivește. Dar este mult până vom reuși să prindem aici șurubele. Avem fluturașul de prindere. Împing puțin de șurub, ca să forțez puțin să intre. Am pus șaiba și acum să prind fluturașul. Așa. Și acum când prind fluturașul, vedeți că e depărtat aici șurubul. Dar eu, cu cât voi strânge, el va intra în interior, în lemn. Și se va strânge automat singur. Că nu știam eu ce, de ce nu intră aici. Și gata, s-a mai strâns. Acesta s-a strâns mult mai bine. Din ce vă observ eu, este strâns mult mai bine, vedeți? Că l-am și forțat eu puțin ca să intre și a intrat, așa voi face și cu celălalt, ca să îi dau eu de cap să intre aici mai bine. Împing puțin cu mâna. Dacă nu desfac și mai pun o dată ca să intre foarte bine aici, să se potrivească. La început așa facem, până reușim aici să îmbinăm toate componentele. Bineînțeles, ne străduim să nu forțăm, pentru că sunt din lemn și nu vrem să crape. Dar să fie bine înșurubat. Așa, și încerc să îmbin puțin. Cam atât trebuie să facem la acest suport. Bineînțeles, când îl voi testa, o să vă spun mai multe despre el. Sper să aibă stabilitate în timp ce cos, să țină bine ghergheful. O să testez și ghergheful mai mare pe care l-am deja, dacă are stabilitate și stă bine pe acest tip de suport, care este un suport, eu chiar îmi doream să iau ceva asemănător și nu am văzut la noi. Deci chiar scria pe site că este suportul nou. Deci este un lucru bun, înseamnă că e adus de curând și este foarte bine. Ca să stea mult mai bine aici, trebuie să strâng și acest fluturaș. Acest suport, din câte văd eu așa, are destul de multă stabilitate. Pot să rotesc cu ușurință ghergheful și stă foarte fix. Acum l-am fixat pe masă. Dar cu siguranță și atunci când îl voi avea fixat pe canapea sau în pat, voi putea să cos foarte bine și să stau așa eu, picioarele întinse și astea barele pe lângă mine, pe lângă picioarele mele. Voi vedea. M-am strâns foarte bine aici cu acest fluturaș ca să stea și să nu se desfacă.
Iar aici slăbesc sau strâng în funcție de cum am nevoie. Dacă vreau să se miște, să pot să rotez, sau dacă vreau să stea fix, să nu se mai miște, strâng și nu se va mai mișca. Și când voi fixa pânza, voi putea să o cos tot așa de acest gherghef. Să cos foarte bine pânza. Văd că are destul de mult spațiu aici, are multă lățime, deci pot să am un goblen și mai mare. Are 30 de centimetri, deci pot să am lățime mai mare și e foarte bine. Toate aceste chituri mă voi strădui să le cos unul după celălalt. Să existe continuitate, voi încerca să le gândesc coaserea în funcție de gradul lor de dificultate, de numărul de culori. Și la momentul potrivit vi le voi prezenta în detaliu pe fiecare în parte, în timp ce le voi coase. Este bine înainte de a achiziționa un goblen să vă informați și asupra tipului de pânză. O să vedeți că fiecare firmă comercializează anumite tipuri de pânză. În anumite locuri găsiți mai multe tipuri de pânză, în altele doar pânza de tip A. Bineînțeles, atât modelul imprimat, cât și cu diagramă. Bine ar fi ca cei care sunt la început de drum să își aleagă în funcție de nevoile lor. Nu este obligatoriu să alegeți o pânză foarte rară, cu ochiurile foarte mari, dacă nu doriți acest lucru. De asemenea, putem să ținem cont și de faptul că o pânză, cu cât este mai deasă, cu atât ne va solicita și ochii mai mult. Aceasta are firele foarte mărunțele, la fel și pătrățelele sunt mult mai mici, găurelele sunt mai apropiate și bineînțeles că efortul va fi mult mai mare pentru ochii noștri. Deci va trebui să vă orientați și în funcție de starea dumneavoastră de sănătate. Chiar și așa, și eu când cos mai port niște ochelari de vedere cu o dioptrie mai micuță, dar am simțit că am nevoie de un ajutor, pentru că uneori ochii obosesc destul de rapid, dacă, mai ales dacă stau să cos mai multe ore. Pânza care are ochiurile mai mari nu ne va solicita chiar atât de mult. Sper să fie așa, pentru că văd că și modelul este mai aerisit. Se vede mult mai bine culoarea pe fiecare fir de pânză, iar acesta este un lucru bun. Suportul văd că este suficient de stabil. Pot să lucrez ușor pe el și, bineînțeles, vă voi spune părerea mea după ce îl voi folosi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături. Țineți aproape pentru că vă voi mai arăta și alte kituri pe care urmează să le primesc și mai am câteva pe care le-am primit, dar nu am reușit încă să filmez și să vi le arăt. Tot așa și acelea sunt de la alte firme și au puțin pânza diferită față de ceea ce găsim de obicei în România. Pentru că acele au fost comandate de pe un site din străinătate și diferă.
Vă mulțumesc, urmăriți-mă că veți avea cu siguranță ce să vedeți. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, numai bine!